Un nou tratament împotriva COVID a fost aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului. Instituția recomandă un cocktail de medicamente de la AstraZeneca. E vorba despre două tipuri de anticorpi de sinteză care ajută sistemul imunitar să lupte împotriva virusului. Ne explică mai multe medicul Adrian Marinescu de la Institutul Matei Balș. Domnule doctor, bună ziua! Bună ziua! Despre ce este vorba în cazul acestui tratament? Aici trebuie să venim cu o precizare importantă. Când vorbim despre vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 și o discuție legată în general de vaccinuri, cei care au un sistem imunitar care este dezechilibrat, este prăbușit, au o problemă în ceea ce privește răspunsul la vaccin. Și atunci, pentru aceste persoane, pentru cei care au peste 12 ani și o greutate de peste 40 de kilograme, au un sistem imunitar care pune probleme și nu a răspunde la vaccin, există această profilaxie care se poate face cu acest cocktail cu cei doi anticorpi de sinteză. Practic va întări sistemul imunitar, având ca țintă tot proteina spike, și va înlocui cumva vaccinul strict în cazul acestor persoane. Ce e important este că datele din studii vorbesc inclusiv de varianta Omicron, adică este eficient și în cazul profilaxiei la infectarea cu Omicron. Da. Ce ne puteți spune, domnule doctor, de răspândirea comunitară a coronavirusului după ridicarea restricțiilor? Ne-am stabilizat în jur de 3-4 mii de cazuri pe zi, deși predicțiile spuneau că în luna aprilie ar fi trebuit să coborâm sub 1000 de cazuri. Și câtă lume se mai testează în mod real în momentul acesta? Cât de mare este riscul să te îmbolnăvești dacă nu respecti măsurile sanitare? Bine, n-aș spune răspândire, aș spune o creștere, care nu se întâmplă doar în România. Peste tot s-au ridicat restricțiile și era clar că vor fi creșteri. Din fericire, aceste creșteri nu înseamnă un număr important de internări sau o ocupare în mare măsură a patrulor de terapie intensivă. Prudență, într-adevăr, e necesară. Legată sau întrebarea noastră era cum se întâmplă cu vaccinarea și ce va fi de acum încolo. Sigur că vaccinarea ar fi utilă, mai ales că e importantă nu când ai un val în pandemie, ci pentru a preveni situațiile complicate. Deci cred că vaccinarea așa are în mod clar rolul în continuare, inclusiv partea legată de booster. De asta vă și spuneam de acest cocktail mai devreme, că el vine practic să ocupe exact acea poziție unde nu acționează vaccinul. Și în rest e clar că vom avea creșteri și de acum încolo, dar nu le considerăm un capăt de țară. Vă aduc aminte că în 2022 suntem în conviețuire cu virusul SARS-CoV-2, doar că trebuie să fie și armonioasă. Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Marinescu, director medical în cadrul Institutului Matei Balș din Capital.